Hristosa înviați, stimați spectatori ai televiziunii române, suntem împreună la apusul soarelui în întâlnirea noastră de acum seară de seară. Suntem în Muzeul Astra și dinainte acestei mori cu adevărat imperiale aproape, îngăduiți-mi să vă spun o singură propoziție, o amintire din Cartea Faptelor Apostolilor, care spune așa: apostolii și frații care erau prin Iudeea au auzit că și păgânii au primit cuvântul lui Dumnezeu. Va fi fost mirare mare că păgânii primesc cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că până atunci cuvântul lui Dumnezeu părea că se oprește undeva, tocmai la granițele acestea ale iudeii, dacă vreți, ale regiunilor lor istorice, cuvântul fiind în primul rând pentru neamul cel ales al lui Israel. Împrăștierea aceasta a cuvântului, roditoare fără îndoială între păgâni, e marele dar al Evangheliei, al deschiderii Evangheliei către popoare. Cuvântul de întărire al frumuseții aceste icoane de întâlnire între cuvântul lui Dumnezeu și păgâni ne vine tot de la Părintele Placid de Sei. Convertirea nu presupune în mod strict, e adevărat, decât renunțarea la păcat și la orice prilejuire a sa. Dar logica ei îngăduie să se poată merge și mai departe cu încuvințarea și la chemarea Domnului. Atunci când au descoperit un bun de valoare inestimabilă care merită în exclusivitate întreaga atenție a inimii noastre, este logic să renunțăm efectiv la toate celelalte, la bunurile cele mai legitime, deoarece și-au pierdut, ca să spunem așa, interesul și valoarea în fața acestei mari iubiri. Poate că și păgânii au simțit același lucru. Nimic din ceea ce știau până atunci nu i-a mai pasionat. Au descoperit în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce noi de mult am pierdut din nefericire. Frumusețea aceasta ca de vârtelniță a cuvântului care, mișcat de Duhul Sfânt, atinge inimile și le întoarce către Dumnezeu. Mirarea de atunci e dezamăgirea de acum, că uneori, în ciuda faptului că ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, că încercăm să-L împlinim, ne comportăm ca niște păgâni între noi. Și tot ceea ce am parcurs în săptămâna aceasta a fost cum să ne depăgânizăm comportamentul nostru social, dialogul nostru social, voința noastră socială, pentru ca ea să se alieze cu lucrarea Duhului Sfânt pentru ca bucuria să fie deplină. Nu suntem chemați să trăim pe segmente pogorârea Duhului Sfânt, ci totodată în marele praznic al rusalilor, al cinzecimii. Dar în aceeași vreme, noi care ne bucurăm deja de unica cinzecime care a născut biserica, celelalte ne aduc aminte de momentul nașterii bisericii, avem această obligație duhovnicească de a ne depăgâniza, de a ne întoarce către Hristos cu o inimă nouă. Descoperim odată în plus că, de fapt, valoarea cea mai de preț pe care o avem este Hristos. În fața unei astfel de valori, toate celelalte bunuri nu prea mai au importanță. Și cine trăiește în această valoare știe că am dreptate. Mâine este o nouă zi.